Bună, dragilor, și bine ați venit la rețeta video de azi! O friptură din jambon de porc la cuptor, adică o bucată zdravănă de pulpă de porc, cu o carne fragedă și aromată și un șorici crocant și lipicios. Avem nevoie de următoarele ingrediente. O bucată mare de jambon de porc, groasă de cam 4-5 cm, cu grăsime, șorici și os, de cam 1,5 kg, 2 cepe, 150 ml de vin alb, 2 linguri cu ulei de măsline, 4 căței mari de usturoi, 2-3 crenguțe de cimbru, o linguriță cu semințe de chimen, o linguriță cu boia, sare și piper măcinat. Jambonul poate fi înlocuit cu ceafă, fleică sau piept de porc. Important este să fie o bucată groasă de carne. Să vedeți cât de simplu se pregătește. Tăiem ceapa solzișori. Zdrobim usturoiul, iar peste el punem boiaua de ardei, semințele de chimen, sare, piper proaspăt măcinat, uleiul de măsline și amestecăm bine. Cu un cuțit bine ascuțit, tăiem șoriciul din 2 în 2 cm pentru a nu se strânge la copt. Înainte însă, verificăm că nu are urme de păr și, dacă este cazul, îl pârlim cu o torță de bucătărie. Ungem bine carnea pe ambele părți cu sosul de condimente și presărăm deasupra crenguțele de cimbru. Puteți să folosiți și cimbru uscat. Alegem o tavă care să cuprindă cât mai bine bucata de carne, să nu fie prea largă, punem în ea ceapa într-un strat uniform, așezăm bucata de ciolan de porc peste patul de ceapă, turnăm vinul pe lângă ea, având grijă să nu spălăm condimentele și o punem în frigider acoperită pentru câteva ore, cel mai bine peste noapte. Apoi încălzim cuptorul, o scoatem din frigider, o lăsăm să ajungă la temperatura camerei și o punem în cuptorul încălzit la 200 de grade pentru 45 de minute, acoperită cu o hârtie de copt ușor umezită. După acest timp, o scoatem din cuptor, o întoarcem cu mare atenție și pe cealaltă parte și o punem înapoi în cuptor, însă la 180 de grade, pentru încă 30 de minute, tot acoperită. Din când în când verificăm că avem suficient sos în tavă și, dacă este cazul, mai adăugăm puțină apă caldă. Pulpa de porc este deja moale și fragedă, dar trebuie să se rumenească, așa că desfacem hârtia de copt de deasupra și o mai lăsăm în cuptor încă 30 de minute la 180 de grade, stropind-o din când în când cu sosul din tavă. În sfârșit este gata! O lăsăm să se odihnească 10-15 minute, apoi o putem servi. Nu este nevoie de cuțit, pentru că bucățile de carne se desprind cu o furculiță. Merge cu aproape orice garnitură, legume coapte sau fierte la abur, varză călită, cartofi gratinați sau piure și murături. Sosul din tavă este delicios, iar dacă vă mai rămân câteva bucățele, sunt excelente în sandvișuri cu friptură. Aceasta este recomandarea mea pentru jambon de porc la cuptor. Sper să vă fie de folos, să-l încercați și să vă placă. Și vă aștept cu impresii. Poftă bună, dragilor! Dacă aveți întrebări, dacă vă interesează o anumită rețetă, dacă aveți sfaturi pentru mine, m-ar ajuta mult și aș fi tare bucuroasă să mi le trimiteți. Nu uitați să vă abonați la canalul de YouTube pentru a vedea ce se mai întâmplă în bucătăria mea. Ne vedem pe Facebook cu rețeta zilei. Spor la bucătărit!